Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei anexe în municipiul Rădăuți. La fața locului au intervenit imediat pompieri militari de la detașamentul Rădăuți, care au stins flăcările înainte de a se propaga la casa de locuit sau la gospodăriile învecinate. Focul a izbucnit din cauza unui coș de fum. Pompierii militari ai detașamentului Rădăuți au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță smurt la un incendiu izbucnit în municipiul Rădăuți. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul unei anexe, cu posibilități de propagare la două case de locuit. În urma evenimentului au ars acoperișul anexei pe o suprafață de aproximativ 5 metri pătrați și bunuri depozitate în podul construcției. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de un burlan metalic, aplasat ori neprotejat termic față de materialele combustibile.